Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Astăzi vom vorbi despre alimentația la copii, despre cum prevenim obezitatea, supraponderabilitatea. Sâmbătă a fost Ziua Europeană a Prevenției Obezității. În fond, despre asta este vorba. Ziua Europeană a Obezității se cheamă, dar vorbim despre prevenție foarte mult. Vorbim și despre rezultate și despre cercetări pe care le fac medicii, nutriționiștii, în speranța de a limita acest fenomen care este în creștere și este un fenomen, așa cum vom vedea în emisiunea de astăzi, în creștere în perioadele în care criza economică este la o amplitudine mai ridicată. Discutăm împreună cu Veronica Mocanu, care este medic endocrinolog, profesor de fiziopatologie și comportament alimentar la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașului. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Dumneavoastră ați organizat o întreagă manifestație științifică, cum spuneam, sâmbătă, cu ocazia acestei zile, care este menită în fond să tragă semnale de alarmă, să arate care sunt pericolele atunci când vorbim despre alimentație și alimentația la copii în special. Sunt date noi, din ce ne spuneați data trecută la emisiune, sunt ceva date, dar făcute de, publice de Organizația Mondială a Sănătății, care nu privesc neapărat în mod specific România, dar în ceea ce privește toate aceste cercetări pe care le-ați făcut, le cunoașteți, le-ați mai coordonat în acești 5 ani. Sunt 5 ani de când organizați această manifestare. Vă rog. Tocmai pentru că erau de sărbătorit 5 ani de când urmărim în populația municipiului Iași și a județului Iași, câteva comune din apropierea municipiului Iași, copiii și prevalența obezității și supraponderalității, am vrut să fac o sinteză și să văd o evoluție a prevalenței supraponderalității, adică a excesului de greutate la copii, pe această perioadă de 5 ani. Chiar am fost surprinsă să văd rezultatele, pentru că noi am mai raportat din când în când, părea o oarecare staționare și văzând acum rezultatele am fost foarte uimită. Am observat că începând cu 2012, 2013, 2014, de când am făcut noi măsurătorile, evoluția era descendentă. Ba, încă și mai mult dacă ne refeream la 2008, când am făcut noi primele măsurători și s-a pornit, după criteriile OMS, de la o prevalență de 33% supraponderalitate până la 25% în 2014, deci părea o scădere a nivelului de supraponderalitate. Din 2014 însă, exploziv, o creștere importantă a supraponderalității, 27% 2014, 2015 29%, înapoi 30% 2016, ceea ce sugerează o ascensiune importantă acestei probleme de sănătate din nou ca problemă de sănătate publică. Este mai bine să prevenim, în schimb, ne spuneați într-o altă emisiune, prevenția este ușor complicată pentru că presupune mai mulți factori, mai multe măsuri și de asemenea ele se fac în timp, trebuie să fie constante, trebuie să fie pe o perioadă mai lungă, termeni medii, lungi, vorbim de decenii chiar, iată aceste cifre pe care le dă și Organizația Mondială se fac cu previziuni până pe anul 2025-2030, adică nu pe 2-3 ani, astfel încât să poată fi urmărit un întreg proces la, să spunem, o generație. Da, demersul nostru inițial prin programul Trai sau cu Sănătate a fost unul de intervenție în comunitate și în special în școli, un program educativ de promovare a unei alimentații sănătoase și a sportului.
Dar, așa cum am spus de nenumărate ori, poate, obezitatea este multifactorială și pe lângă nivelul de individ, este nivelul de comunitate, apoi nivelul de societate și la nivel de societate, acolo se fac cele mai importante intervenții. Este vorba de intervențiile prin legislații, prin politici de sănătate publică. Și acolo, într-adevăr, se poate rezolva mai ușor această problemă de sănătate publică. De aceea, la această conferință pe care am organizat-o cu ocazia Zilei Obezității din 20 mai, am invitat reprezentanți ai mai multor sectoare, nu numai medici, nu numai profesori de ciclu primar și preșcolar, dar și reprezentanți ai organizațiilor administrative, ai unităților teritoriale de sănătate publică. Este vorba despre Institutul de Sănătate Publică, Centrul Regional Iași, dar și comercianții care sunt foarte importanți în această discuție. Este vorba despre firme din industria alimentară care produc în special produse de panificație, pentru că o subtemă a acestei întâlniri a fost consumul de cereale integrale, rolul lor pentru sănătate, argumente pro și contra și cum poate fi crescut consumul de cereale integrale la copii, pentru că noi avem ca target această vârstă copii între 3 și 12 ani, în momentul în care se construiesc obiceiurile alimentare și mai mult ne-am construit pe acest subiect, cereale integrale. Ați amintit de acest lucru și de produse de panificație. Doamnă profesor, ce înseamnă sau care sunt efectele acestui aspect pe care îl întâlnim în Iași, de exemplu? Sunt multe magazine unde se vând covrigi și astfel de produse. Covrigi cu semințe, fără semințe și așa mai departe. Care sunt efectele consumului acestuia? Covrigii, sigur, nu conțin cereale integrale, dacă este să ne referim la această temă. Iar semințele, sigur, ele sunt adăugate la făină albă, iar semințele conțin suficiente grăsimi, ceea ce, sigur, nu este rău dacă vorbim despre un covrig, dar dacă vorbim despre mai mulți covrigi, nu ne referim la mâna, poate, de semințe care este presărată peste făină albă, ci ne gândim la acea făină albă care înseamnă foarte mult zahăr, consumăm foarte mult zahăr, ceea ce organismul nostru nu este obișnuit să primească și acest consum mare de zahăr supra-solicită pancreasul, adică acel hormon, insulina, care este secretat în exces și în timp acest consum de covrigi duce la diabet zaharat alături de obezitate. Adică trebuie să fim prevăzători, unul de poftă, da. Nu... Porția, exagerând. Apropo de discuția despre porții, porția este importantă. Nu interzicem. Exact. Spuneați că o parte sau o subtemă a conferinței a fost aceasta cu cerealele. Cum le gestionăm? La copii. Care sunt porțiile? Care sunt regulile? Exact. Despre asta am vorbit și lucrurile par simple în teorie. Este vorba despre jumătate din porțiile de cereale dintr-o zi, dacă la copii recomandăm 6 porții de cereale, jumătate trebuie să conțină cereale integrale, deci 3 porții de cereale integrale pe zi. Și ne întrebăm cum putem să oferim copiilor cereale integrale. Și aici pare să fie iarăși simplu, pentru că putem să urmărim, să cumpărăm ca părinți pâine cu cereale integrale, de exemplu, pentru că există pe piață diferite produse care se numesc în diferite feluri, numai că tocmai aici am atras atenția că această pâine pe care noi o dorim cea mai sănătoasă pentru a fi cu cereale integrale, trebuie să citim eticheta să vedem că într-adevăr conține cereale integrale. Și acesta înseamnă ca imediat
printre primele ingrediente, dacă scrie exact, făină albă, exact, să scrie al doilea ingredient, cereale integrale. Și aici, de asemenea, ne interesează nu numai că sunt cereale integrale, ne interesează cantitatea de fibre, deci trebuie să urmărim că acel produs să aibă un minim de 3 grame pe 100 de grame de fibre, deci un alt lucru care trebuie urmărit. Și să fim atenți la diferite capcane, cum ar fi pâinea cu multe cereale, care nu înseamnă cereale integrale, ci doar că sunt foarte multe tipuri de făină, dar sunt tipuri de făină rafinată, deci nu sunt cele care conțin și tărâțe. Deci, iarăși, o problemă pe care am, mă rog, subliniat-o în conferință. Complicat să mănânci sănătos. Mai ales că spuneți că ați avut comercianți. Da. Comercianți, în general, sunt, așa cum e legea economiei, interesați cu preponderență de profit și mai puțin de mâncarea sănătoasă. Da, aici, într-adevăr, este o provocare pentru aceste firme. Ele sunt între două direcții, aceea de a vinde produsul, dar și aceea de a avea o imagine frumoasă de promovarea unor alimente exact, sănătoase. Și cu siguranță că sub presiunea publicului, sub presiunea nutriționiștilor, a experților, se produc modificări și în industria alimentară și, practic, acesta este și rolul acestor întâlniri ale noastre, prin care noi să atragem atenția care produse nu sunt sănătoase și care sunt sănătoase, și sub această presiune și comercianții își modifică produsele. De exemplu, unele produse de mic dejun care conțin mai puțin zahăr și încearcă să pună doar făină integrală, și acesta este un aspect important, făină integrală și cât mai puțin zahăr, ar putea să fie un aliment nutritiv. Zahărul este un inamic atât de redutabil. Da, exact. Ca să nu spunem că este un inamic atât de redutabil, este redus cât se poate de mult și aici, sigur, dar tuturor copiilor le plac dulciurile și tuturor adulților, da, sau exact, mare parte. Exact. Și atunci putem considera un mic dejun dulce, apropo de diferite tipuri de mic dejun, mic dejun să spunem care să fie mai mult proteic, ouă și șuncă, dar iată micul dejun dulce care poate să conțină cereale și care poate să aibă și un pic de zahăr. Acum, pentru că mi-am adus aminte de o discuție cu o educatoare care îmi spunea că în ultima vreme se consumă mai puțin aceste cereale fierte la mic dejun. Este vorba despre grișul cu lapte, care era mai mult utilizat acum, știu eu, 30, 40, 50 de ani și la care întotdeauna se punea și o linguriță de dulceață și nu exact, era problemă și nimeni nu ajungea obez dintr-o linguriță de dulceață. Dar acum există într-adevăr produse foarte dulci sau acea, cum ați spus, doză de zahăr nu mai este atât de atent. Lingurița aceea de dulceață nu mai este o linguriță, ci se transformă în cantități foarte mari de zahăr care vin cu aceste produse și acest lucru trebuie sesizat, trebuie atenționată populația. În principiu, ce semnal ar trebui să primim în momentul în care vedem produse, sucuri sau altele pe care scrie 0% zahăr? 0% zahăr. Aici sunt multe dispute pro și contra, pentru că unele au un anumit tip de îndulcitor, stevia, să spunem, care este naturală, fructoza, care are și alți polioli, sau chiar produse cum ar fi aspartamul, care sunt de natură proteică. Dar totul, așa cum știți, ține de porție și o porție de 500 de mililitri pe zi se consideră rezonabilă și admisă dacă ținem neapărat să aducem în dietă asemenea produse. Deci dieta noastră este cumva un fel de confruntare continuă cu zahărul. Și cu timpurile noastre. Porția, cu mărimea, cu cantitatea. Da, sigur. Există
poate și în urma unor reclame la televizor, poate tot mai puțin în ultima vreme, pentru că tot au fost interzise și într-adevăr au diminuat, o imagine pozitivă pentru diferite produse care conțin cereale, care ar fi foarte sănătoase și este de ajuns ca copilul să se obișnuiască de mic cu asemenea produse care sunt foarte dulci, ca după aceea acest gust pervertit spre dulce să rămână pentru toată viața și să fie dorit mereu. Solicitat de organism. Dar pentru că tot am vorbit despre obezitate, în alte emisiuni am mai spus, dumneavoastră ați mai spus ce înseamnă, ați spus și cum se măsoară, ați făcut și această diferență dintre supraponderabilitate și obezitate. Obezitatea este deja asociată și cu alte boli. Haideți să mai spunem o dată, cum se măsoară în cazul copiilor? Cum își dau seama părinții că un copil e mai voinic, altul poate are nevoie de... Este mai, vă rog. Foarte, foarte bună această remarcă, pentru că de obicei părinții copiilor obezi nu sunt alarmați și nu își dau seama despre acest lucru, ci mai degrabă copiii care sunt slăbuți apar în atenția părinților și eforturi deosebite sunt ca să se îngrașe acești copii mai slăbuți. Pentru cei care sunt mai voinicei și chiar acest lucru l-am promovat, mai voinicei, părinții nu sunt alarmați, ba din contra, în momentul în care am avut o situație, învățătoarea i-a spus copilului, vezi că tu ești mai voinic și ar trebui să mergi la medic și trebuie să facă ceva mama. Părinții da, au spus, nu, tu ești bine așa cum ești, tu ești bine așa cum ești. Deci asta ar fi o idee. Altă idee este că de obicei copiii obezi au cel puțin un părinte obez și o altă problemă ar fi că o... mama obeză, deci o gravidă obeză, de obicei dă naștere unui copil care are greutate mare la naștere sau care va deveni obez. Deci această legătură cu genetica, această legătură cu contextul familial este foarte puternică. Și atunci, în acest caz, cel puțin, poate marea majoritate a oamenilor își spun, luptăm aproape fără folos, fără rezultate, dacă ceea ce înmagazinăm genetic ne conduce determinist aproape spre obezitate. Sau nu? Trebuie, sigur, educație, multă educație. Sunt atâtea rezultate frumoase, să spunem, în țări în care se merge pe educație și eu susțin să cred că educația este importantă și de aceea și desfășurăm activități în școli și aceste grădinițe. Grădinițe și acestea promovează și sportul, nu numai alimentația sănătoasă. Am avut și un concurs, Traista cu Sănătate, foarte frumos. Dar și-a fost chiar foarte bine primit, dar nu este suficientă educația și iată că intervin aceste politici și la nivelul industriei alimentare și la nivelul mediului obezogen. Mediul obezogen înseamnă să creăm copiilor spații de joacă, să creăm siguranța în cartiere pentru ca părinții să-și lase copiii să se joace, piste de bicicletă, săli de sport, piscine. Asta ține de comunitate, ține de anumite legi care se pot da, ține și de orele de sport din școală, deci sunt factori poate deasupra educației care funcționează încă și mai puternic la nivel de societate. Revin cu întrebarea și cu amănuntul. Cum măsurăm? Cum măsurăm, cum măsurăm? Da, exact. Am pierdut aici șirul. De măsurat ar fi simplu să spunem că măsurăm înălțimea și greutatea. Numai că obținând acești doi parametri, trebuie după aceea să facem un calcul, iar calculul după aceea ne duce spre niște tabele în care găsim, conform criteriilor OMS, dacă acele
valori, indicele de masă corporală sau de adipozitate este conform cu normalitatea sau nu. Cred că cel mai simplu pentru orice părinte care este îngrijorat, dacă copilul are o problemă, cum ar fi excesul de greutate, este să-i măsoare circumferința abdominală și înălțimea. Împărțind circumferința abdominală la înălțime, rezultatul trebuie să fie mai mic decât 0,5, adică circumferința abdominală nu trebuie să fie mai mare de jumătate din înălțime. Deci până la jumătate din înălțime este normal să aibă copilul circumferința abdominală. Tot ce depășește jumătate nu este corect, nu este normal. Adică în momentul în care un părinte măsoară pe înălțime copilul și copilul are un metru, să spunem, dacă circumferința este mai mare de jumătate de metru... Jumătate de metru înseamnă că este obez. Iar dacă este mai mică, să fie îngrijorat, nu? Să ia măsuri, nu. Problemele cu copiii slăbuți, sigur, există, dar sunt foarte rare. Dar în momentul în care vorbim de limite, de, nu știu, nu jumătate de metru circumferința, dar aici la circumferință, da, trebuie văzut pe fiecare categorie de vârstă și nu putem să... Nu putem generaliza. Să generalizăm. În general, ceea ce ne îngrijorează este tocmai această depunere a grăsimii la nivelul abdomenului și vorbind despre măsurarea circumferinței abdominale, putem spune că cel mai simplu este să descoperim zona cea mai subțire de la nivelul abdomenului. Dar dacă nu o descoperim pentru că copilul este mai rotund, atunci se trece centimetru peste umbilic. Deci reperul este umbilicul, ca să spunem așa. Haideți, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, dar haideți să, între ghilimele, să mai speriem puțin pe... Da, asta vreau să vă aduc în atenție niște date care mă alarmează și anume faptul că în această perioadă 2012-2017, deci în câțiva ani, în 5 ani, obezitatea a crescut de 2 ori la oraș și de 3 ori la sate. Deci este o creștere foarte importantă. Deci de la, ele este predominantă la băieți și la sat și la oraș, dar creșterea este foarte importantă. De la 14 la 28. Deci la sate vorbim despre triplare? De triplare obezității. De 3 ori mai mult decât nu în urmă cu 5 ani. Excesului de greutate în general, unde a crescut, dar nu așa de mult, dar crește vertiginos și se apropie de cel de la oraș. Vorbim despre obezitate, pentru că obezitatea înseamnă acel exces de greutate care se asociază cu boală, și anume ce boală poate să fie la copil. La copii sunt, pe lângă aspectele organice, colesterol, hipertensiune arterială, ficat gras, tulburări ortopedice, sunt mari probleme emoționale și comportamentale. Absenteiști școlari, sunt victimele violenței în școală, sunt depresivi, nu dau randament, sunt iritabili și nu se odihnesc bine. Deci părinții trebuie să se gândească bine, nu doar la problemele de sănătate efectiv, bolile asociate cu obezitatea, ci și celelalte dificultățile sociale de integrare a copilului. Da, atât, cele mai importante la copil sunt dificultățile sociale, dar prietenii. Pentru țara noastră, care este într-o curbă ascendentă a veniturilor, trebuie să avem grijă ce cumpărăm la copii, să nu cumpărăm produse ieftine cu aspect nutritiv foarte scăzut, ci să urmărim acele produse mai scumpe, dacă tot avem bani să le cumpărăm copiilor, ce este mai bun, dar care să fie mai bogate în nutrimente. În principiu, ce e de evitat, ce este preferabil? Dacă vorbim despre cereale, pentru că asta a fost tema conferinței de anul acesta, e bine să urmărim tocmai acest aspect, ca cel puțin jumătate de porția de cereale, deci dacă dăm pâine copiilor, 2 felii de pâine pe zi, să spunem, să aibă cereale integrale, și astea să urmăresc pe etichetă, ca să fie scrise pe etichetă cereale integrale și să fie un conținut de fibre ridicat de 3%. Mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii. Veronica Mocanu, medic endocrinolog,
profesor de fiziopatologie și comportament alimentar la Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. O seară cât mai bună!